Hello, hello, hello! Este frig afară, plouă, e toamnă în toată regula și m-am gândit că pe lângă o cafea să vin să vă aduc câteva recomandări de lecturi de toamnă. Inițial, intenționat să vină clipul ăsta la începutul lunii, dar s-a amestecat. Și ne-am mai ajuns la începutul lunii, e la jumatea lunii, spre sfârșitul lunii, asta este, putem să considerăm sugestiile astea de cărți, putem să le ducem mai departe și în iarnă, nu e nicio problemă, dar m-am gândit că ar fi fain să fac și eu un clip din ăsta cu recomandări de cărți de toamnă. Pentru că, din ce am înțeles eu de la marea majoritate, cea mai mare parte dintre voi considerați toamna ca fiind momentul cel mai prolific pentru citit, pentru că e urât afară, pentru că nu prea sunt activități, pentru că e întunecat, pentru că toată atmosfera asta tomnatică și închisă te îmbie la a citi, ceea ce să știți că nu e chiar o idee foarte rea. Nu știu dacă pentru mine toamna e cea mai prolifică perioadă de citit, pentru că mă bag așa într-un mood din ăla de n-am chef de nimic, dar cu siguranță este o perioadă bună în care să descoperi mai ales fantasy. Și ce se potrivește mai bine pe lumea asta decât fantasy-uri sau SF-urile sau... Da, așa, și am mai multe recomandări pentru voi în materie de cărți, dintre care unele le am aici, altele nu le am, dar o să vi le las în descriere în cazul în care vreți să ajungeți la ele. Puteți să găsiți și o alternative, evident, electronice, în cazul în care preferați. Asta nu e nicio problemă, dar eu cred că sunt recomandări foarte bune, exceptând o anumită serie. Toate sunt fantasy și toate sunt, cumva, din perspectiva mea, bune de citit în perioada asta. O să vă recomand aici, aș avea mai multe lucruri de recomandat, mai multe cărți de recomandat, dar m-am limitat la cele pe care le-am citit efectiv, ca să vin cu recomandări pe care le-am și citit, nu doar așa că cred eu că ar fi o lectură bună în perioada asta. Da? Deci recomandări de lecturi pe care le-am citit. Am Maldărul aici lângă mine, nu-l vedeți, dar o să încep să vă povestesc despre ele. Așa. Și o să începem cu cărțile middle grade sau pentru copii, adolescenți și așa mai departe. Și nu puteam să vorbim despre lecturi de toamnă, lecturi cumva... cu atmosferă gotică, dacă vreți, fără a povesti despre Cartea cimitirului a lui Neil Gaiman. Neil Gaiman, care știți că este unul din iubiții și preferații mei și pe care îl iubesc foarte, foarte, foarte tare și dacă vreți să luați o pauză de la Harry Potter, poartă, și vreți să citiți altceva decât Harry Potter în perioada asta, pentru că nu știu de ce, dar toată lumea are... tendința să se ducă către Harry Potter sau către zona aia de Harry Potter. Dacă vreți o pauză de la Harry Potter, deși eu am cană cu casele, așa, puteți să încercați Neil Gaiman, orice, până la urma urmei, cam orice de la Neil Gaiman, dar eu am trei recomandări mari și late pentru voi care sunt perfecte pentru perioada asta și toate au atmosfera aia întunecată, gotică și închisă. Și avem o dată Cartea cimitirului, unde îl avem pe Nimeni. El este Nimeni, care este un băiețel ce este crescut de spiritele dintr-un cimitir. Da. Este orfan și printr-o întâmplare ajunge în cimitirul respectiv și este crescut până la o vârstă în care nu îi se mai permite să rămână în cimitir. Este crescut de către fantomele și spiritele și entitățile de acolo, că nu sunt numai fantome, o să vedeți pe parcursul cărții că nu sunt numai fantome. Și el este în pericol în mare parte din timp, pentru că cei ce i-au ucis părinții vor să îl ucidă și pe el și trece printr-o serie de aventuri împreună cu aceste fantome, spirite, entități, cum vreți să le spuneți. Și este o carte foarte simpatică, foarte plăcută, lăsând la o parte ideea de fantome și spirite, nu este scary chiar deloc și este o carte foarte plăcută în sensul că îți dă atmosfera aia de familie, de căldură și cumva ideea de familie, deși
nu este familia ta și deși condițiile nu sunt tocmai cele mai normale și cele mai uzuale pentru a avea o familie. Carte foarte frumoasă, bună de citit de la 12 ani în sus, oricând, foarte, foarte frumoasă și chiar v-am zis, parcă se potrivește cu perioada asta. Apoi, următoarea carte de la Neil Gaiman ar fi The Ocean at the End of the Lane. Nu mai știu care e titlul în română, pentru că eu am ascultat-o în engleză. Este cred că Oceanul de la capătul cărării sau ceva de genul ăsta, nu știu, nu știu exact, o să vă pun pe ecran în orice caz, este și în română, dar eu am ascultat-o în engleză și la fel este o carte frumoasă despre un băiețel care are brusc, are o bonă destul de dubioasă și el își pot tot spune că băi, se întâmplă ceva cu bona asta, este ceva în neregulă cu ea și se întâmplă ceva ciudat în acel iaz în care ajunge, mă rog, pe lângă care se plimbă el și cu care are el legătură și până la urma urmei trece prin niște aventuri destul de înfiorătoare și își dă seama că a avut dreptate și e iarăși ideea aia cum copiii nu sunt ascultați de părinți și cum nu le sunt validate opiniile sau nu le sunt validate sentimentele la timp și e o carte foarte frumoasă tot așa despre regăsire și despre avea încredere în tine și în sentimentele tale și în ceea ce simți tu și în ceea ce crezi tu că este valid și este un pic mai dark decât Catena cimitirului, dar la fel de frumoasă și scrisă în stilul lui Neil Gaiman, care este foarte frumos și dacă cumva vă tentează varianta audio, încercați să ascultați variantele audio la toate cărțile lui Neil Gaiman în engleză, pentru că sunt narate de el și sunt atât de frumos narate, efectiv sunt delicioase, te introduce în atmosfera aia, citește cu intonație, cu voci, este spectaculos, omul îl ador, efectiv. Și de-aia merită să-i dați o șansă în perioada asta. Apoi, tot de la el este Neverwhere, despre un oraș total bizar, o lume total fantastică, o lume este cum ar fi Diagon Alley, dar pe steroizi, în varianta lui Neil Gaiman, tot așa cu foarte multe personaje din astea ciudățele, se întâmplă foarte multe lucruri, acolo avem mai multe personaje principale, sunt multe povești intercalate și povestea în sine sau lumea magică construită de Neil Gaiman în Neverwhere este absolut minunată. Dacă îmi permiteți, un pic mai bună decât în Harry Potter? Așa mi se pare. I'm sorry, dar parcă e un pic mai bună decât în Harry Potter și mai complexă și mai amplu dezvoltată și lucrurile care se întâmplă acolo sunt chiar un pic mai spooky și chiar merită să îi dați și ăsteia o șansă și la fel audiobook-ul divin, divinisim. Bun. Apoi, o altă carte relativ similară, dar puțin mai potolită, să zicem, sau poate nu atât de intensă în ale magiei, este Casa din Marea Azurie, o carte pe care de altfel n-am terminat 100%, am un motiv foarte, foarte bun pentru care n-am terminat cartea asta, sau cel puțin era valid și bun în capul meu la momentul respectiv când am abandonat cartea asta, dar mie îmi place foarte tare cartea asta, să știți. N-am abandonat-o pentru că nu-mi place, din contră, îmi place prea tare, dar asta e altă discuție. Îl avem ca unul din personajele principale pe Lucius Baker. Baker sau Blaker? Baker, Baker, așa, care este un fel de asistent social, doar că într-o lume din asta magică, în care sunt tot felul de copii cu puteri diverse, cu tot felul de abilități din astea magice sau mai puțin obișnuite, și el este asistent social însărcinat să verifice orfelinatele în care sunt acești copii, în care sunt închiși. Practic, ei sunt adoptați de acele orfelinate, dar de fapt ei sunt închiși acolo. Și ajunge, printr-o ironia sorții, ajunge la un orfelinat care este pe o insulă, este izolat pe o insulă pentru că se pare că acolo ar trăi cei mai periculoși copii cu cele mai periculoase puteri sau cu cele mai periculoase abilități.
Și ajunge acolo și își dă seama cumva de nivelul birocrației și de faptul că anumite lucruri sunt manipulate sau anumite informații sunt manipulate doar de dragul de a avea unii anumite câștiguri sau doar de dragul de a menține niște aparențe. În fine, povestea este mai complexă și la fel are acel topic al found family, adică ideea de a-ți găsi familia acolo unde nu te aștepți și acolo unde nu este familia ta, care teoretic nu este familia de sânge. Și este foarte frumoasă, cu niște personaje absolut adorabile, cu niște oameni, cu niște, da, chestii foarte drăguțe și așa o carte din aia cozy și plăcută și îmi vine să o iau în brațe așa cum fac acum și o să o termin, promit că o să o termin cât de curând, dar este superbă. Când o să citesc, când o să termin cartea, vreau să o reiau pentru că mi-a plăcut prea tare. Da. Apoi, trecem la singura serie sau singurele cărți polițiste sau thriller din clipul de astăzi, pe care vi le recomand cu mare drag pentru că ambele mi-au plăcut foarte, foarte tare și deja vă dați seama după culori care sunt aceste cărți și este vorba despre seria Menajera și volumul 2, Secretul Menajerei. O serie care a făcut foarte multă vâlvă, pentru care am live cu Ștefania și cu Ildico și mi-a plăcut foarte, foarte tare seria asta, pentru că, nu știu, este puțin altfel, nu știu, cel puțin în viziunea mea, față de ce am citit eu în ultima vreme. Și mi-a plăcut că este alert și stilul de scris este alert și te ține în priză și nu te lasă așa. Și nu știu dacă e neapărat o atmosferă gotică sau întunecată sau ceva de capul acestor cărți, dar mi se pare că mai intră bine și niște thrillere în perioada asta. Și o avem pe Millie, care este personajul nostru principal. Este o tânără ce, din păcate, din cauza unor lucruri care s-au întâmplat, și a ieșit și soarele ei, din cauza unor lucruri care s-au întâmplat în trecutul ei, nu poate să-și găsească un job normal, așa că își găsește un job de menajeră. Asta în primul volum, la o familie destul de bogată și care pare normală. Asta până ajunge acolo. Când ajunge efectiv în casa respectivă, începe să vadă că sunt anumite lucruri care sunt dubioase. Și de aici începe o întreagă nebunie și avem puțină violență domestică, puțin mai multă agresivitate, tot felul de încurcături din astea în care intră Mili și în care își prinde urechile, ca la final să iasă totuși bine. În volumul 2 se schimbă situația și vă povesteam în clipul cu ce am citit în luna septembrie că autoarea a respectat cumva scheletul, a împrumutat din scheletul primei povești, dar l-a răsucit. Adică, în cazul celei de-a doua cărți, personajul pe care Millie îl ajută, pentru că Millie își ia foarte în serios rolul de salvatoare, personajul pe care îl ajută Millie se întoarce cumva împotriva ei și se dovedește că nu a fost suficient de atentă pe cine ajută și de ce ajută și cum face toate lucrurile astea și se complică și mai tare viața, dar din fericire, până la urmă ies lucrurile, dar sunt două thrillere care mi-au plăcut foarte tare și în cazul în care vă bântuie gândul de a citi ceva thriller, astea două cărți sunt foarte, foarte bune. Apoi avem tot așa o carte fantasy care, să zicem, că are o notă atmosferică doar prin prisma faptului că o parte din acțiune se întâmplă pe la 1700 și este vorba despre viața invizibilă a lui Eddie LaRue. Mie mi-a plăcut cartea asta destul de mult. Au fost doar câteva mici chestii care m-au deranjat la cartea asta și cumva care m-au dat în urmă, dar povestea în sine, alternarea de perioade mi-a plăcut foarte tare. O avem pe Eddie LaRue care, din păcate, din cauza unui blestem, nu poate să fie ținută minte de nimeni. Adică toată lumea care face cunoștință cu ea, imediat cum a dispărut din peisaj, o și uită. Și după aceea trebuie să iarăși să facă cunoștință cu acea persoană și cum dispare din peisaj, cum iar o uită și tot așa. Și uite, așa se desfășoară viața ei pe parcursul a 300 de ani, în care ea învață să jongleze cu această abilitate sau cu acest blestem.
Și avem o perspectivă a perioadei în care ea a fost blestemată și aflăm de ce s-a întâmplat toată treaba asta și avem o perspectivă din prezent în care vedem cum navighează ea toată situația asta și cumva cum i s-a cam luat. I s-a cam luat să tot trebuiască să se facă cunoștință cu aceeași persoană de fiecare dată când dă ochii cu ea și cum încearcă să schimbe puțin statutul sau starea sau situația în care se află. Da, puțin atmosferică, v-am zis, cartea asta din perspectiva a perioadei de la 1700, după aceea intrăm în contemporan ușor-ușor, dar mi-a plăcut povestea și probabil nu este neapărat o sugestie la care să vă așteptați, dar mie mi-a plăcut, nu știu, mi se pare că e o carte bună de încercat în perioada asta. Și pe lângă asta, ce mai voiam să vă remarc este faptul că am început să urmăresc pe autoare pe Instagram și mi s-a părut foarte interesant povestea ei, că a scris, nu știu, mai peste 10 cărți și cumva primele 7 sau 8 cărți au fost considerate inițial niște failuri. Adică primele ei cărți au fost considerate failuri pentru că nu le lua nimeni și nu le băga nimeni în seamă și nu le cumpăra nimeni și nu a reușit să-și facă publicitate și a fost puțin dramatic așa, însă a insistat și uite că acum în prezent Vi Schwab are mai multe cărți de succes și este deja cum trecută printre autorii contemporani populari. Și mi s-a părut foarte interesantă povestea ei, dacă vreți să dați un write așa pe Instagram să vedeți despre ce este vorba. Apoi, am două serii scrise de aceeași autoare, care îmi plac foarte, foarte tare și pe care chiar intenționez în toamna asta să le termin. Una din trilogii este completă, cea de-a doua cred că are lansarea cărții luna asta sau a avut sau urmează să aibă ceva de genul. Ultimei cărți, vreau să zic. Și vorbim aici, bineînțeles, despre seria Caraval și A fost odată o inimă frântă de Stephanie Garber. Avem odată Caraval, este cartea în care de altfel mi-am și început anul și este frumoasă și îmi place la nebunie. Avem povestea a două surori. Una dintre ele, cea mai mare, Scarlett, urmează să fie căsătorită. Are o căsătorie aranjată în care urmează să intre. Cealaltă, Donatella, este sora mai mică și este puțin mai zăpăcită, așa, mai zăpăiată, mai daring, mai încrezătoare, așa, puțin mai neastâmpărată și mai neascultătoare. Și în lumea asta magică în care trăiesc, în lumea lor în care trăiesc, există un carnaval foarte popular pe o insulă anume, la care Scarlett și-a dorit să ajungă de mică și a încercat prin toate mijloacele posibile să ajungă la acest carnaval. Dar, din păcate, nu a putut, pentru că la carnaval ajunge numai pe bază de invitație. Și ce să vezi, cu câteva zile înainte de nunta ei aranjată, numai vine că se nimerește să primească invitație la carnaval. Inițial nu are de gând să se ducă, dar, pentru că Tela este această năzbătioasă, sora ei mai mică, adică, o convinge să se ducă totuși la carnaval, măcar pentru câteva ore, doar ca să își îndeplinească cumva visul ăsta. Numai că lucrurile se complică, când ajung la carnaval, Tela dispare, Donatella dispare și dintr-un joc sau dintr-o vizită simplă de plăcere, totul se transformă într-o cursă contra cronometru pentru salvarea ei. Și Scarlett ajunge să intre efectiv în joc, pentru că acolo în carnaval exista un concurs. Puteai să te duci ca vizitator, dar puteai să intri și în concurs pentru a câștiga îndeplinirea unei dorințe. Scarlett se vede nevoită de a intra pur și simplu în acest joc, în acest concurs, în această competiție și de a o salva pe sora ei. Bineînțeles că lucrurile nu rămân așa și se complică și mai tare, ce credeți, și apar tot felul de personaje și apar tot felul de lucruri interesante. Repet ceea ce am zis în fiecare clip în care am menționat această carte, că ai un avertisment pe copertă. Ține minte, e doar un joc de care nu prea reușești să ții cont,
Pentru că autoarea se joacă foarte frumos cu mintea ta și asta mi-a plăcut cel mai tare la cartea asta, că te ia și te aruncă și te învălmășește și nu știu ce și la sfârșit, puf! Hei, e doar un joc. Da, foarte interesantă și de aia vă recomand seria asta și este potrivită pentru perioada asta, pentru că e fantasy și pentru că e foarte atmosferică. E o zonă, o lume din asta nouă construită de la zero și este superbă. Un fel de Alice in Wonderland, dar ceva deosebit, ceva extraordinar și mi-a plăcut foarte, foarte tare descrierea lumii. Apoi, a fost odată o inimă frântă în care o avem pe Evangeline. O avem pe Evangeline Fox, care, săraca, este foarte îndrăgostită, doar că iubitul ei se căsătorește cu sora ei vitregă și ea vrea să facă orice se poate pentru a împiedica această nuntă. Este dispusă chiar să-și pună viața în joc, ceea ce și face, se duce la o soartă și promite că dacă o ajută să împiedice această nuntă, face ce vrea acea soartă. Acea soartă, fiind responsabilă cu probleme ale iubirii, decide că, știi ce? O să îmi rămâi datoare cu trei sărutări. Dar nu sărutări pentru acea soartă, pe soartă o cheamă Jex. Așa? Dar nu sărutări pentru ea, pentru soarta asta, ci pentru scopurile pe care le are de îndeplinit această soartă ulterior. Ei, și de aici, bineînțeles că lucrurile se complică, bineînțeles că încep să apară tot felul de probleme, bineînțeles că lucrurile iau o întorsătură uriașă, bineînțeles că ajungem iarăși într-o lume din asta magică, extraordinară, superbă, și ne dăm seama că scopul ei inițial era foarte pueril, de altfel cum o și avertizase Jax pe Evangeline. Da, foarte interesantă carte și foarte frumoasă, la fel, construcția lumii foarte frumoasă și ba mai mult am aflat, pentru că n-am citit volumul 2 din ambele serii, dar v-am zis că urmează. Am aflat că cele două serii se întrepătrund. Da. Era un detaliu pe care mi-aș fi dorit să-l descoper eu, dar asta este dacă nu citesc la timp. Apoi, următoarea carte este o carte pe care tot așa am terminat-o în septembrie și care și ea este atmosferică și are cumva o tentă așa de gotic, pentru că mare parte din acțiune se desfășoară la Oxford, în Anglia noastră mult dragă și ploioasă, și anume Babel. Da, este Babel, nu este Babel. Este Babel, că e turnul Babel, pentru cine nu s-a lămurit. Este turnul Babel, nu e Babel, e turnul Babel. Este povestea mitică a turnului Babel, cu care eu aveam multe întrebări când eram mică. Anyway, aia e altă discuție. Da. O Bible, de altfel, pentru mine. O carte care, iarăși, este atmosferică, dar foarte, foarte frumoasă. Aici îl avem pe Robin Swift ca personaj principal, un băiețel care este scăpat de un profesor de la Oxford. El este luat din canton. În canton era o epidemie de holeră, mama lui moare de holeră și acest profesor îl ia, îl salvează, îl duce în Anglia, îl educă și după aceea îl trimite la Oxford. Du-te să înveți să faci traduceri, să devii translator din chineză în engleză, din engleză în chineză pentru Imperiul Colonial Britanic. Și toate bune și frumoase, Robin se supune și face toate lucrurile astea crezând că trebuie să fie recunoscător că a fost luat și salvat din canton, până când ajunge să-și dea seama că lucrurile sunt mai complexe, mai complicate și mai întunecate decât pare la prima vedere, pentru că traducerile și lucrurile pe care el le făcea și le considera nobile și i-au fost prezentate ca fiind niște lucruri nobile, de fapt se dovedesc a fi mai puțin nobile. Adică traducerile pe care el le făcea nu erau folosite în scopuri nobile, se pune problema de foarte multă manipulare, de felul în care iei cuvintele și le dai alt sens în traducere, astfel încât noua frază pe care ai obținut-o să îți servească scopului tău ascuns. Și de aici începe o întreagă nebunie, cum el își dă seama că Imperiul Colonial Britanic nu face decât să stoarcă de valori și de putere și de bani, în mod special toate coloniile pe care le are, ceea ce, dacă e între noi fie vorba, nu-i foarte departe de adevăr. Și începe o întreagă nebunie cum
o mână de oameni, o mână de copii, de tineri, ajung să se opună unor politici imperiale. La fel și aici avem acest trop al found family, în care își găsește un fel de familie, dar în egală măsură află și ce este trădarea supremă. Și mi-a plăcut foarte tare. Este puțin vorba și despre puterea sacrificiului și despre puterea exemplului. Este foarte frumoasă cartea. Din păcate nu este tradusă în română și v-am explicat în clipul cu cărțile lunii septembrie, cu ce am citit în septembrie, de ce cred eu că nu este tradusă. Se vorbește foarte mult despre etimologia cuvintelor, despre cuvinte și originile lor și așa mai departe și semnificațiile lor. Este puțin obositoare din perspectiva asta. Dar în rest, o carte foarte, foarte frumoasă și chiar merită și chiar și atmosferică pentru perioada asta. So, Babel. Bun. Și mai am o serie pe care am început-o recent, tot în septembrie de altfel, și pe care vă o recomand cu mare drag și dacă ceva pe lumea asta este mai atmosferic decât asta, nu știu. Nu știu, dacă există ceva mai gotic, mai atmosferic și mai întunecat decât seria asta, nu pot să-mi dau seama, dar probabil sunt alte cărți. Cert este că am dat de o serie și îmi pare rău că am dat de ea abia acum, dar este vorba despre Ultimul Regat. Seria se numește Ultimul Regat, primul volum se numește Ultimul Regat, al doilea volum se numește Călărețul Morții și al treilea volum, ghiciți ce l-am și pe la aici, se numește Stăpânul Nordului, toată seria scrisă de Bernard Cornwell. O serie de altfel foarte, foarte frumoasă. Acțiunea se întâmplă în perioada premedievală, ca să spunem așa, prin anii 800 ai Angliei sau a ceea ce va urma să fie Anglia și ulterior Marea Britanie. Pentru că la vremea respectivă erau numai niște triburi, niște mici colonii din astea, fiecare cu limba ei și fiecare cu regulile ei. Și avem ca personaj principal pe Utrecht de Bebamburg, care este de mic copil răpit de danezi, pentru că la vremea respectivă danezii încercau să cucerească zona aia a Angliei și a Marii Britanii. Și erau cumva dușmanii principali a acelor colonii. Și într-un război din ăsta între danezi și regatul lui Utrecht este răpit de către danezi și pentru că căpeteniei danezei i-a plăcut de el, l-a cruțat, nu l-a omorât. Și l-a crescut ca fiind danez. Și el, în primul volum, crește și îl urmărim pe Utrecht cum crește și este cumva atras de ideea că totuși el este englez, dar în egală măsură este crescut în spiritul danez și respectă pe danez și ajunge să-i iubească și să-i înțeleagă foarte bine. Până la finalul primei cărți, unde se întâmplă ceva și trebuie să fugă din tabăra danezilor, iar în volumul 2 ajunge să fie de partea englezilor și luptă pentru ei, este adult deja și luptă pentru ei, dar se menține cumva o dualitate din asta în el, în care pe de o parte e danez, pe de o parte e englez, adică și se joacă și jonglează foarte bine cu treaba asta. Când îi convine e danez, când îi convine e englez, știți, așa. Și se joacă cu chestia asta și alternează, dar da, e foarte interesantă seria, este sângeroasă, este cumva macabră, este cumva foarte descriptivă, este și un serial, dar vă recomand întâi cărțile, ca întotdeauna. Nu este o serie pentru copii, nu știu cum să mai spun asta, în ce limbă să spun treaba asta, că nu este o serie pentru copii, pentru că e foarte descriptivă și foarte sângeroasă, dar în egală măsură este tot așa atmosferică, e perioada aia premedievală din Anglia, când se băteau cu săbii, cu sulițe, cu așa, când nu aveau nici căruțe ca lumea, e așa, se pune iarăși accent foarte mare pe religie, creștinismul, intrând în perioada aia în Anglia și acaparând tot. Și da, atmosferică seria asta, interesantă și plină de aventură. Și de aia cred că este foarte, foarte simpatică și ar merita citită în perioada asta. Bun.
Cam atât pentru astăzi. Astea au fost recomandările mele pentru voi. Spuneți-mi voi ce citiți în perioada asta sau ce alte recomandări de cărți aveți pentru noi în perioada asta care să se potrivească așa, să fie mai pe mood-ul de toamnă. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să veniți și pe Instagram. Vă aștept și în comunitatea mea să deveniți membri în cazul în care nu ați făcut-o deja, să mă susțineți și așa, pentru că puteți să susțineți canalul și așa. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!